foarte cald. A fost, e ca și cum ai sta într-un cuptor la 200 grade și ai alergi de colo-colo. Da, a fost un meci greu, i-a jucat foarte bine, foarte solidă, dovește foarte lung, nu face multe greșeli neforțate, deci a fost un meci greu. Care au fost aturile care au făcut să câștigi? Momentele în care reușeam să intru în teren, să-mi iau terenul, să lovesc, să nu mă mai trag în spate și să o las pe ea să conducă joc, în momentele în care conduceam eu joc. Cum vezi finala de mâine, o altă româncă, Cristina Dinu? Încă nu am avut timp să mă gândesc la finala, dar am dat sunt încă aici și am jucat semifinala și încerc să mă recuperez, să-mi fac treaba mea, ce fac mereu, după meci, înainte și așa mai departe și o să văd mâine cum va fi mereu.